Salut și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Eu sunt Kiwi. Iar eu sunt Ana. Iar acesta va fi un episod despre... off-road. Din nou off-road. Promitem că vor mai fi maxim 4 episoade anul acesta despre off-road. Așa că să profităm de ele. Înainte de a începe, vrem să mulțumim sponsorilor noștri DMS Auto 4x4.ro, care ne susține cu piese și accesorii de off-road și overlanding. Dar totodată vrem să mulțumim și noului nostru colaborator, Toyota Cluj-Napoca, care ne va fi alături sezonul următor de off-road. Mașina este pregătită, noi ne vom îndrepta spre Abrud, unde are loc Cupa Toamna în Apuseni, ediția a 9-a, 10-a, a foarte multă. Asta este a 5-a ediție la care particip eu și este prima ediție la care va participa Ana, pentru că din nou participăm în același format de la Cupa de la Orăștie. Eu pilot, Ana copilot și în spatele nostru avem pe Toyota. Nu mai lungim, Florin ne așteaptă de o oră în OMV-ul de sus. Scuze, Florin, ne așteaptă 100 de kilometri de asfalt, drum mult și rău, din păcate pe Valea de Arieș. Deci să pornim! No doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me fly in new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pace. Bogdan, în față, numărul în față sau unde? 24. Ok, bine. Și am ajuns în cameră, am făcut înscrierea, am mâncat niște burgeri extraordinari de la Bord 13 și acum Kiwi instalează... Mi-am cumpărat de pe OLX o tabletă pentru a crește șansele de câștig sau de a scădea șansele de a rata traseul. Am găsit o tabletă la un preț rezonabil pe OLX. Niște concurenți de la Brașov ne-au adus-o astăzi la concurs și m-am apucat să instalez aplicațiile de navigat și să mă conectez cu contul de iCloud și toate nebunile alea care se fac la început și care durează foarte mult timp, mai ales dacă nu avem semnal bun la net, pentru că mi-a făcut hotspot de pe telefon și semnalul e foarte prost. Avem toată noaptea la dispoziție. Acum am văzut că au început să fie și discuții pe grupul de WhatsApp al competiției. Oamenii au început să ceară track-urile, deci probabil vom primi și track-urile imediat. Ne așteptăm pe Melente. Melente a ajuns acum 5 minute, a parcat platforma în parcarea din fața căminului, pentru că noi ne aflăm acum la căminul din Abrud. Ne-am cazat aici pentru că era un preț rezonabil. Condițiile sunt foarte bune, este căldură, este duș, eu nu-mi doresc niciodată mai mult. Nici eu. Melente va participa cu Robert la Open Extrem. Au plecat un pic mai târziu din Sebeș. Teoretic s-au dus să se înscrie și vin și ei. Exact ce ne doream, să plouă. Da. Hai că mâine e bine. Da, da, ci că până la 7 dimineața. 14. Dar nu cred că sunteți atâtea mașini. Noi am avut noroc cu Ana, cu extras foarte norocos, 24. Stai că nu găsesc. A 16 mașini într-un cam. Aici e numai noroi. De 0.5 e bine. Eu am vrut să bag 0.7. Acum am unul în ele și am zis că le las 0.7. Nu las unul. Dar nu știu, mi-e frică să bag iar 0.5. Să bag 0.5? Da. Te ajută foarte mult, te spun eu. Neața! Bună de dimineața! Bună dimineața! Neața! Ziua 1 de traseu. Motoarele sunt pornite deja. Oamenii fac ultimele reglaje la mașina. Ar trebui să ne apucăm și noi să facem presiunea, măcar la roți, că n-am apucat aseară. Cred că mașina e pregătită, sperăm că mașina e pregătită și să sperăm că nu vom avea probleme. Am verificat track-ul un pic așa în mare, avem 60 de kilometri. Noi având kilometri foarte puțini, înseamnă că s-ar putea să avem ceva de lucru. Vedem pe traseu. Bine ne-a regăsit încă o dată. Fiți responsabili, respectați-vă în traseu,
Lăsați, colegii, momentul în care v-a ajuns cineva din spate. Lăsați să treacă, nu vă șicanați, nu nimic. Parcul este gol, toată lumea a plecat către zona de start, care este la aproximativ vreo 3-4 km de parcul tehnic. Ne-a rămas ultimii pentru că startul nostru este într-o oră jumate, v-am zis că n-are rost să ne grăbim și între timp să mai verificăm una alta la mașină. Am fixat și tableta, sperăm că ne va fi de folos. Încă o dată, sper că mașina e pregătită. Ana sigur e pregătită, Ana și-a făcut Ana și-a făcut un mini roadbook, a luat toate waypoint-urile de pe track și și le-a notat. Da, pentru că am observat un lucru, de fapt nu eu, lumea a observat un lucru, pentru că atunci când dai click pe anumite waypoint-uri, acolo îți spun, îți dau mai multe indicații. De exemplu, sunt limitări de viteză care nu se văd dacă nu mă dai zoom pe trap. Și atunci să fiu sigură. Deci, Ana va avea și un roadbook făcut de ea. Mă simt aproape ca la un concurs de alergare. Să fie și retele nici prea strânse, nici prea largi. Să le not bine, să nu se desfacă. Poți întâmpina o problemă de genul ăsta care e posibil să te încurce din orice mizerie. Și de ce mă întreabă toată lumea dacă am emoții? De ce aș avea emoții? Cam așa arată roadbook-ul meu, pe care mi-am scris toate waypoint-urile. Laftă! Mersi! Ciao, ciao! Thank you.
jos, în asfalt. La intersecție o lua stânga. Bine. Bun. Bine? Bine. Okay. Limită de 20. Ok. Ce blândă a fost. Te rog la camera mea de pe spate să o ștergi un pic, deasupra numărului. Mersi, perfect. Mersi. Vezi? Da, da. Mare pantă aia din acolo, a?
adus mai în față să vadă despre ce este vorba, dar ce se aude în căștile mele... Servus, poftă mare! Mulțumesc! Cum e pe autostradă pe aici? Cum e pe autostradă? Uite, domne, pe... nu prea e autostradă, știi? Nu prea! Aici e Floreștiu. E fain. E off-road. Ana, ce ai de spus despre finish ziua 1 de traseu? Am de spus faptul că am auzit așa niște zvonuri că am fi mers puțin cam, că am fi ajuns prea repede, nu că am fi mers prea repede. Nu pot să garantez că am respectat toate limitările de viteză, pentru că am zis că nu mai sunt sigură de nimic, deși acum aș zice sigur le-am respectat pe toate. Nu garantez, o să vedem după ce se arbitrează. Cel puțin traseul l-am făcut pe tot, adică nu au rămas bucăți neatinse de traseu. Vedem dacă am nimerit și limitările de viteză. Da, a fost amuzant și nu știu dacă nu cumva se vadă pe filmarea aia, deși e făcută cu GoPro, când vă arăt eu ce fel de roadbook mi-am făcut eu scris de mână. Și la mine după 33, după poziția 33, urmează poziția 35, deci s-a sărit peste un 34. A fost interesant în traseu, da, ok până la urmă. Traseu a fost frumos, l-am un pic reajustat noi, pentru că probabil pompați de adrenalină. Am prins la un moment dat o coadă de 3-4 mașini care așteptau să elibereze traseul. Traseu care era de challenge și ne-am băgat și un pic pe traseu de challenge. Nu trebuia să facem acea urcare cu troliere, cu tot. Zvet a fost primul care a nimerit traseul corect. Noi nu l-am nimerit, dar cu toate astea tot n-a venit Zvet după noi repede. Eu cred că am vrut să troliem, am vrut oare? N-am vrut să troliem. N-am vrut. Bine, mergem să mâncăm și așteptăm rezultatele. Bună dimineața de la Brod, este duminică, este a doua zi de concurs, este probă de trial. S-au afișat azi noapte rezultatele. Cumva cu noroc sau cu ghinion suntem pe poziția 3. Cu noroc pentru că suntem pe podium, cu ghinion pentru că știm că s-ar fi putut și mai bine, pentru că am stat 50 de minute degeaba pe loc. Iar noi suntem la aproximativ 18 minute de locul 1.
Dar se întâmplă. A fost oarecum o greșeală comună a noastră și a celorlalți. Am stat unde nu trebuia să stăm. Am stat să așteptăm mai multe mașini să se trolieze, unde am pierdut 50 de minute. Dar data viitoare mai atenți și o luăm pe traseul nostru. Sunt minus 4 grade. Mașinile sunt toate înghețate. Și așteptăm să începem proba de trial. A fost briefingul. Regulile vor fi foarte stricte, va fi și public acolo. Vom fi obligați să purtăm mască, să stăm răsfirați. Și o să avem de stat la soare! Are ce mai de pe cardane. Bună ziua, Ana Maria. Ivari Alexandru. Bravo! Bravo! A avut loc și trialul, a avut loc și premierea. Noi acum ne îndreptăm spre casă, cu două cupe în plus. Cupe generic vorbind, pentru că băieții de la Brut s-au străduit să facă niște trofee mai atipice. Trofeele de la acest concurs au fost realizate din lemn și sunt foarte frumoase, finisate frumos, gravate cu laser. La trial nu am fost în cea mai mare formă, a fost primul meu trial cu Toyota. Nu mi-a prea ieșit, nu am avut o clasare foarte bună, cred că pe la mijlocul clasamentului. Clar, mai am nevoie de antrenament. Antrenament care, din păcate, ne costă un pic, adică fiecare ieșire în pădure ne cam costă stricăciunile pe care le putem face. Apropo de stricăciuni, la această cupă am scăpat destul de bine. De data asta am reușit să nu o bat de niciun copac. Mașina a scăpat întreagă. Singura problemă sesizată a fost ambreiajul, de care tragem de 2-3 ani și pe care îl tot amân de 2-3 ani să-l schimb. Nu știu, a intrat noroi sau este pe final de viață, oricum prinde foarte sus, semn că nu mai are mult de trăit. Chiar la început, în ziua de traseu, m-am trezit că nu mai cupla ambreiajul. Eu eram în a patra, eram turat în 3000 de ture și nu se mișca mașina. Și mi-a învelit un miros de ambreiaj de care cred că am scăpat după vreo oră. Dar cu mici, mari emoții, foarte mari emoții, că numai la ambreiajul ăla mă gândeam la fiecare urcare. Am reușit să terminăm traseul, am reușit să-l terminăm pe podium. Per total a fost un eveniment reușit și din partea organizatorilor și din partea noastră. Noi suntem mulțumiți, ne-am distrat, am mai învățat câte ceva și la acest eveniment și îl așteptăm pe următorul. Din păcate, următorul oficial este doar la anul. Calendarul FRAS de cupe s-a încheiat cu acest eveniment. Mi-a plăcut foarte mult acest concurs, deși am înțeles de la alți participanți că ar fi fost prea multă limitare de viteză. Mie mi-a plăcut pentru că mai mi-a oferit așa din când în când timp să mă adun. Învăț, am mai învățat și de această dată. Sper să mai am ocazia și la anul să particip la cupe. Dacă nu voi participa ca și fotograf, pentru că lumea așa mă știe de fotograf, oamenii au fost destul de surprinși că nu am fost pe traseu să fac poze, dar nu prea aveam cum să fiu în două locuri în același timp. Cam atâta de la această cupă. Mulțumim tare mult că ne-ați urmărit până la acest minut. Dorim să mulțumim susținătorilor noștri. Nu știu dacă ați observat din filmările de prin parcul tehnic, au apărut foarte multe mașini acolo care erau cu sticăre de transfumant, cu, sau comandat gești, tricouri.
A fost foarte frumos din partea lor. Mulțumim în primul rând lor. Mulțumesc Răzvan Cirab pentru faptul că mi-a trimis o cască chiar în ultimul moment. Într-adevăr, mi-a spus că mărimea ar putea să fie puțin cam mare, dar ne-am descurcat casca, probabil că a spus să stă așa puțin șui. Dar nu mai aveam timp să facem comandă de o mărime mai mică și atunci am mers pe mărimea asta. Deci mulțumesc Răzvan. Nu în ultimul rând, dorim să mulțumim sponsorilor noștri DMS Auto44.ro, care ne susține cu piese și accesorii de off-road și overlanding. Mulțumim Toyota Cluj. Mulțumim patreonilor noștri, ne puteți susține și voi prin Patreon, ajută foarte mult. Dacă nu, ne puteți susține prin magazinul nostru online www.cutreier.ro, unde găsiți toate articolele noastre. Chiar până data viitoare, nu uitați like, share și în special subscribe. Adventure.